O minge pentru Pârvulescu, control bun al mingii pentru brazilian, care însă întârzie să lanseze în diagonală pe Ciprian Petre. Acum Pârvulescu, Ciprian Petre, întâmpinat de Nisinen. Pârvulescu în Văluia în flancul stâng. Petre șutează, periculos, este gol pentru Gazmetan, gol Ciprian Petre! Superbă execuția lui Petre și Gazmetan revine în cărțile calificării 1-1 la general și din nou profesorul de matematică Cristi Pustai a găsit rezolvarea ecuației. Ciprian Petre, omul surpriză, dă lovitura, Gazmetan restabilește egalitatea la general 1-0 aici la media și în confruntarea cu finlandezii de la Cups. A fost nevoie până la urmă de o execuție personală, foarte frumos șutul lui Ciprian Petre. A prins mingea în plin, nicio șansă pentru Mika Hilander, în ciuda plonjonului disperat al portarului finlandez. O diagonală perfectă, expediată de Ciprian Petre. Interesant de văzut acum reacția al 12-lea jucător pentru ca echipa lui Cristi Pustai să învingă și să se califice în faza următoare. Bate Eric, lovitura de la Colț, Hoban, acolo, gol! Gazmetan, media și Ovidiu Hoban face 2-0 și în acest moment echipa lui Pustai este în turul 3 preliminar al Europa League. Și tot după, și după o fază fixă a venit acest gol. Până acum, în prima parte, fazele fixe nu a avut nicio șansă în careul finlandezilor. Acum, după un corner bătut de Eric, vine golul lui Hoban, cel care și astăzi, și el astăzi a jucat pe un post nou pentru el, un post diferit de ce a jucat în tur, cel de mijlocaș la închidere. A evoluat, evoluează fundaș dreapta și iată, acum, după lovitura de cap greșită, ratata lui Florin Lazar, Hoban punctează pentru...